Consiliul de supraveghere de la Complexul Energetic Oltenia va ajunge din nou în Gorj. De această dată, supraveghetorii vor avea o ședință la Mătăsari. Cu mai multe detalii despre acest subiect vine acum colegul meu Iulian Țimpea. Bună seara, Iulian! Bun găsit tuturor! Consiliul de supraveghere de la Complexul Energetic Oltenia va poposi din nou la Gorj în această săptămână. De această dată, cei din structura de conducere vor veni la Mătăsari, după ce în trecut au ținut ședințele la Rovinar și Târgu Jiu. Vineri, supraveghetorii vor purta discuții despre exproprierile de la Jilz și vor aproba câteva zeci de angajări la compania energetică. În cauză este vorba despre persoanele care au cedat teren către CEO și urmează să fie angajate acum. Nici de această dată, pe ordinea de zi, nu se află numirea unui președinte de directorat la compania energetică.